Hei, salut! Bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia, prietena ta, și astăzi vreau să-ți împărtășesc un gând despre curaj. Poate ești și tu într-un moment al vieții tale, cum am fost și eu de multe ori și mai sunt câteodată, când am nevoie așa de un zvâc în ceea ce privește curajul. Și mi-a plăcut foarte mult un gând al lui Aristotel care a zis că curajul este media dintre frică și încrederea în sine. Poate te-ai gândit și tu, ca mine, uneori, că curajul înseamnă să nu ai frică. E, îți dau o veste bună sau proastă, nu știu cum o iei, dar curajul nu înseamnă să nu ai frici. Curajul înseamnă să acționezi chiar dacă ai frici. E, cum e asta pentru tine? Pentru mine a fost eliberator, mai liniștitor. Și am înțeles că acest curaj nu este despre a nu avea frică, ci este despre a merge înainte cu frici cu tot. Este despre a-ți învinge frica și a avea mai multă încredere în sine, dar ca proporție mai mult decât frici. Deci, dragul meu, draga mea, dă-ți voie să ai frici, dar totodată acționează cu curaj, îmbrățișându-ți fricile și mergând braț la braț cu ele. Este singura cale prin care tu poți să reușești. Și te asigur că împreună învățând vom putea chiar mai bine. Te pup! Pe data viitoare!